Școala numărul 10 Mihail Sadoveanu din Vaslui este parteneră în cadrul proiectului Arts and Music in Intercultural Action. Scopul proiectului vizează promovarea educației interculturale în rândul elevilor, profesorilor, membrilor comunității locale, ca parte a educației cetățeniei active europene. Elevii școlii vasluiene implicați în acest proiect se vor deplasa împreună cu profesorii și învățătorii în cele 8 țări partenere pentru realizarea de schimburi educaționale. Proiectul AMICA avem partenerii 7 țări și cu noi 8. Pe 14 aprilie vom avea în școală. Am început să schimbăm puțin și fața școlii. Este o preocupare de imagine, pentru că în ansamblu lucrurile merg curent și eu cred că merg foarte bine. Grupul țintă al proiectului AMICA este format din 90 de elevi. Gazdele au pregătit partenerilor din Letonia, Bulgaria, Polonia, Olanda, Italia și Spania diverse activități pentru perioada cât vor sta la Vaslui. Partenerii noștri vor sta o săptămână, avem un calendar deja proiectat, printre altele avem un spectacol la centru de afaceri, pentru că ne dorim ca străinii să observe și învățământul vasluian în ansamblu, numai școala 10, este un spectacol cu mai multe școli din oraș, apoi avem o vizită la primăria Vaslui, ne-am propus să îi ducem și la Iași pentru că orașul este cu altă ofertă estetică și turistică și apoi avem un traseu de întoarcere undeva prin nordul Moldovei, Brașov, spre București. Școala numărul 10 Vaslui a încheiat un alt proiect finanțat de Fundația Soros România prin programul Fondul de Urgență. Este vorba despre programul Clubul Micilor Artizani, care viza valorificarea creației populare prin educație antreprenorială.